Pandemia care a cuprins o lume întreagă afectează numeroase domenii de activitate. Printre cele mai lovite se află agricultura. Oamenii au investit sume importante pe care se așteptau să le recupereze acum când mare parte dintre legume erau numai bune de scos pe piață. Din păcate, în această perioadă, piețele și târgurile sunt închise, iar vânzările au scăzut semnificativ. Nici legumele care urmează nu par a avea o soartă mai bună. Un bărbat a cheltuit până acum 30.000 de lei pentru o producție de 12 tone de tomate. Bărbatul se teme că va rămâne cu marfa pe stoc. Nu putem lua oameni, nu putem aduce din cauza virusului. Nu, singur ne e greu, nu putem face față. Nu știm absolut nimic. Dacă se dau drumul la târguri, la asta, se poate desface. Altfel, nu știu, eu sper la 7-8 lei prima recoltare. Acum nu știm prețurile, scad, cresc, nu putem ști. Prețurile variază în jur de 30.000 de lei. Investiția în cărbune, în răsaduri, în sămânță, în ce am plătit oameni până acum, care am putut să aduc. Aveți speranță să le recuperați? Dacă le vând, da. Dacă nu, nu. Nu. Nu am cum să-i recuperez, că dacă nu pot pleca cu ele, n-am ce să fac. Nu pot să dau prin sat, în sat ia 2 kg de roșii, eu nu pot să recoltez, să vină omul la poartă să spun, dă-i și mie 2 kg de roșii. Afectate sunt și florile de sezon. Un florar din zona Topoloveni a rămas cu mii de zambile, lalele și narcise nevândute. În acest coltan solar am avut zambile. Toate nuanțele de zambile și puțin lalele, puține lalele în partea cealaltă, în solarul celălalt. Ați reușit să le vindeți? În proporții. Nu majoritatea. După zambile, noi inițial vreau să punem pentru toamnă tot flori. Crizantemă, lisiandum, care începeau. Dacă s-a întâmplat cu școlile și cu astea și cu astea, neavând unde să mai cultivăm, să mai valorificăm marfa, am zis să punem spre toamnă roșii, castraveți, legume. De la intrare de acolo și a florile, alea așa rămân. Cum le vedeți, așa vor rămâne. Acolo să vă firesc. Către legume, să zicem. Ca să nu stăm cu solarele, că a fost o investiție extraordinar de mare, investiție proprie, fără să zici că, bă, ne-a ajutat cineva, cumva, nu. Le-am făcut noi, de fapt nu e al meu, e al lui Costache Gheorghe, un văr de al meu, care el se ocupă, suntem veri și eu sunt aici, că sunt aproape. El e din București. Pierderile sunt mari. Foarte mari, foarte mari. Omul disperat spune că nu știe ce să facă. Cele câteva mii de crini care erau destinați sfârșitului de an școlar parcă vor avea aceeași soartă a celorlalte flori. Ăștia sunt crini diferite sortimente. Diferite sortimente care inițial noi le puneam pentru încheierea anului școlar. Dar aveați clienți atunci, nu? Se căutau? Să le duceam la piață, le dădeam angro. Ce să mai, asta e, că n-ai să zici că o piață de desfacere, angro. Când mai veneau câțiva clienți și lua de aici, lua. Doar angro. Dar lua. Și narcisele de afară? Narcisele le-am avut într-un an în solar și am zis să le scoatem afară. Astea acum se vindeau de întâi, adică acum de florii, Paști da. Și pa. Să zic. Dar noi vedeți că mergem în continuare cu ea. Le udăm, le stropim, merge. Și acum asta e. E ca și omul, nu-i dai să mănânce? Nu dai să bea apă, nu e așa și floarea. O ținem, asta e, ce e dat, e dat. De sus, cred eu. În aceeași situație se află și doamna Maria, o cultivatoare de mușcate. Dacă în alți ani vindea marfa de la poartă, acum a rămas cu sute de ghivece. Anii precedenți, deja aveam o cantitate de câteva sute de ghivece vândute până în această perioadă. Acum, datorită faptului că nu mai sunt persoanele la cumpărături și datorită acestei perioade critice, n-am început decât în cantități foarte mici. Încercăm prin anunțuri pe Facebook. Încercăm să luăm legătura și cu marile lanțuri de supermarketuri, dar în această perioadă este mai greu și sigur nu se vând flori. Primarul orașului Topoloveni a precizat că piețele sunt pregătite să primească legumicultorii, însă situația este una destul de dificilă din cauza restricțiilor. Noi suntem pregătiți, însă oamenii n-au încă curajul să iasă din casă. Pe urmă, cine vine cu marfa la piață ar vrea să aibă și client, dar când circulația oamenilor este restricționată, omul nu poate să aștepte cu marfa în ambalaje pentru că se strică, se deteriorează.
este perisabilă. Și a doua zi cu ce să mai vine? Tot cu ce a avut ieri, el vine cu prospături. Partea de internet, nu știu dacă e pregătită piața să preia o astfel de comandă pentru internet. Sunt comenzi, vorbim deja de un lux. Roiau la vremea asta și negustorii cu marfă și tot. Ne apropiem de Paști și n-au curaj nici cu ouă să vină pe piață. Deci nu mai vorbesc de brânzeturi, nu mai vorbesc de chiar și zarzavaturi și de toate. Dacă în alți ani, în perioada sărbătorilor pascale, era multă agitație în piețe și în magazine, acum acestea sunt aproape pustii. Agricultorii susțin că sunt aproape de faliment, iar autoritățile trebuie să găsească soluții să îi sprijine pentru a depăși această perioadă dificilă pentru fiecare dintre noi.